Potrivit ACET Suceava, furnizarea Serviciului Public de Alimentare cu apă potabilă va fi întreruptă în data de 15 septembrie în vederea executării unor lucrări programate. Astfel, între orele 8-15, furnizarea apei va fi întreruptă pe străzile Bulevardul 1 Mai, Scurtă, Teilor și Punctul Termic George Enescu 3. Totodată, compania furnizoare de apă și canalizare își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește pentru